Primarul comunei Lerești, Marian Toader, a înțeles că sportul este o activitate benefică atât pentru cetățenii localității, dar și pentru turiștii care își petrec aici concediul. În acest sens, s-a hotărât să realizeze un complex sportiv care să cuprindă două terenuri de sport, clădire pentru vestiare cu dușuri, toalete separate și sală de forță. Toate acestea, împreună cu noua sală de sport care va fi finalizată în toamna acestui an, vor forma complexul sportiv de la Lerești. În urma analizelor care le-am făcut și discuțiilor avute, am demarat accesarea unui studiu de fezabilitate pentru înființare și modernizare complex sportiv în comuna Lerești. Este vorba despre realizarea în incinta stadionului, spațiului destinat stadionului. Aici am avut probleme că a trebuit să facem alipirea celor două cărți funciare, celor două cadastre, și vom avea stadionul care va fi închis cu tribune în jur de 800-1000 de locuri. La parter vor fi vestiare cu dușuri pentru echipe, pentru cele două echipe, gazde și oaspeți, vestiare pentru antrenori, vestiare pentru arbitri, cabinet medical și grup sanitar pentru spectatori cu intrare separată. La etaj vom avea 3 loje, grup sanitar și o sală de conferință. Lipită această clădire, este propusă și o sală de forță și de fitness. Dacă pentru cei care doresc, adică creăm și posibilitatea petrecerii timpului liber și a cum este în ziua de astăzi, cu această sală de forță și de fitness. Clădirea, accesul la tribune va fi pe laterală și pentru persoanele cu dizabilități, iar în perspectivă pentru următorii ani, am identificat în partea de vest a stadionului încă o suprafață de teren pe care am prins-o în această cadastrare gratuită care s-a derulat în comuna Lerești. Acolo mai trebuie să mai rezolvăm cu niște umplutură. Ne gândim în perspectivă și pentru al doilea teren de fotbal, teren care ne-l dorim să fie sintetic. De această dată avem unul cu gazon natural, cel pe care se joacă acum meciurile echipei Zimri Lerești, și acel gazon sintetic tot la standarde și la aceleași dimensiuni pentru un teren de fotbal. Proiectul va fi depus pentru finanțare și execuție la Compania Națională de Investiții.